Ne aflăm la Zobozia Bradului împreună cu domnul primar Valerica Zamfirescu, la una dintre școlile reabilitate din comuna Zobozia Bradului. Spuneți-ne, domnul primar, cum ați reușit să reabilitați această școală în numai 2 luni? Nu este vorba numai de reabilitare. Este vorba și construcția a 6 săli de clasă, noi, aceeași perioadă de reabilitare. Probabil că și cel de sus a vrut să câștige licitația o firmă destul de serioasă. La început mi-au spus că în 2 luni de zile vor termina obiectivul. Nu am crezut nimeni, pentru că știm cum se tergiversează lucrările la nivel de România. Și satisfacția noastră a fost că reabilitarea celor 10 săli de clasă plus construcția a 6 săli de clasă s-a realizat în 2 luni de zile. Așa fel încât la 1 septembrie 2008 copiii au putut să intre în noile obiective. Cât a costat această reabilitare și construcție și de unde ați găsit banii? Fondurile au fost date o parte prin Banca Mondială, o parte prin programul PRED. Nu rețin exact valoarea, oricum a fost destul de consistentă investiția, valoric. Problema este că nu avem spații de școlarizare acum. La Zlobozia Bradului, în afară de școala construită și reabilitată la școala de centru, s-a construit școala nouă la Cornetu, s-a construit școala nouă la Coroten, s-a construit grădiniță nouă la Coroten, s-a reabilitat centrul de informare de la Zlobozia Bradului, s-a reabilitat tot prin program european sala de bibliotecă, care am transformat o sală de clasă, iar la ora actuală, pe lângă construcțiile noi făcute în cei 15 ani de zile, datorită creșterii alarmante, nu alarmante, în bine pentru România, a natalității, ne trebuie în jur de 72 de săli de clasă. Și cum credeți că veți rezolva această problemă? Noi avem demersuri făcute încă din 2008 pentru o grădiniță cu 8 săli de clasă, nouă, care se va construi în Zlobozia Bradului, și pentru o școală cu 12 săli de clasă în satul Cornet. Din 2008, administrația publică locală și conducerea școlii respective ne zbatem, ne batem cu morile de vânt, pentru că nu găsim înțelegere pentru a se construi obiectivele. A ieșit legea 248, au dat legea 248, din punctul meu de vedere a fost total negândită, au pus carul înaintea boilor, în sensul că putea să facă un studiu de impact pe localități și după aia să aplice legea. Noi suntem la ora actuală cu 1050 de copii înscriși, s-au făcut deja 740 de dosare și nu putem la ora actuală să-i primim la grădiniță din cauza lipsei spațiului. Câți copii de vârstă școlară și prescolară învață în școlile din Zlobozia Bradului? De vârstă școlară avem în jur de 1300 de copii, preșcolară avem, care funcționează la ora actuală, 145 de copii. Școala de la Coroten din comuna Zlobozia Bradului are unul dintre cele mai ingenioase sisteme de încălzire. Ne povestiți un pic despre acest lucru? Da. Școala de la Coroten este construită în 2004 prin fonduri europene în sandvișuri, panouri sandviș. A venit constructorul atunci cu propunerea de 2 sisteme de încălzire. Unul cu sobe teracotă și al doilea cu încălzire electrică. La un moment dat am crezut că va fi un consum enorm de energie electrică pe încălzire, pe calorifere. În schimb, am cea mai mare satisfacție. Este cea mai călduroasă școală din cele existente la Zlobozia Bradului. Plătim enorm de puțin ca energie electrică, deci este sub așteptările noastre, când ne așteptam noi să fie o sumă exorbitantă la consum de energie electrică. În 2008 am construit grădinița de la Coroteni, de fapt spațiul în care ne aflăm la ora actuală este destul de frumoasă, destul de elegantă, bine dotată, educatorii și
învățătorul de la școala pregătitoare își dau interesul să mențină spațiul, să vedeți cum se prezintă spațiul respectiv. Și chiar copiii primesc o educație frumoasă și învață ceva de la educatori și la profesori. Cât a costat această grădiniță și câți copii beneficiază de... Grădinița a fost evaluată atunci la 11 miliarde de lei. Sunt 22 de copii care practică la grădiniță plus 20 la școala pregătitoare, la clasa pregătitoare. Iar la școala generală, clasele 1-8, avem 140 de copii care învață. Iar sala de sport? Sala de sport a fost făcută cu bani de la Consiliul Local în 2011-2012. Satisfacția mea ca primar este chiar se folosește, chiar dacă este spațiu destul de redus ca sală de sport, se folosește la maxim. Avem copii medaliați, avem copii cu locul 1 pe județ, avem copii pe locul 1 sportivi, elevi sportivi, pe locul 1 la concursurile intrajudețene. Și acum suntem cu echipă de basket, am înțeles, și de volei la faza finală pe țară. O altă problemă care m-a preocupat din 2000 până la ora actuală a fost atingerea performanței pe IT. Toate școlile din Slobozia Bradului sunt dotate cu laboratoare de informatică. La fel trebuie satisfacția că nu sunt de poză sau de design și chiar se folosesc. Și... de fapt, pioneratul a început în 2001, când a fost comuna cu primul curs organizat pe IT din România cu o firmă specializată din București. Am fost atunci 95 de absolvenți, primăria în totalitate, poliția, profesorii de la școli și am avut și 22 de elevi atunci, absolvenții în 2001. Vă invit la laboratoarele de informatică. Fiecare școală are laboratorul, 1, 2, 3 laboratoare, cu la școala de centru avem 3 laboratoare de informatică și trăiesc din nou satisfacția că am văzut, se predă istoria antică pe calculator și vezi copilul când ia cu mouse-ul și mișcă săgeata să găsească o insulă sau de să se folosesc la maxim aparatele. De unde ați găsit banii necesari pentru aceste investiții? O mare parte sunt luate cu fonduri europene, o parte cu fondurile la Consiliul Local. Cam câte fonduri europene ați atras în comun în cei 16 ani de mandat la primărie? Este greu de spus acum, dar sute de miliarde de lei. Deci sunt milioane de euro. De fapt, numai proiectul de pe Sapard din 2001 de asfaltare, finalizat în 2004, a fost de 1.300.000 de euro. Un proiect foarte frumos, foarte bun, rezistă și acum asfaltul care a trecut pe el, care a circulat pe el. Și pe fondurile pe școli, încă asfaltări, zeci de kilometri făcuți în comună cu fonduri și guvernamentale și europene. Urmează acum un nou proiect de asfaltare pe 6.2, 8,4 kilometri. Valoarea totală se ridică la 1.500.000 de euro. Povestiți-ne un pic despre tronsonul de drum pe care tocmai l-am văzut. Da, am avut două succese prin grupul de acțiune locală. Drumul Viei Vinului. Chiar cred că este unul din galurile de succes care a funcționat. În prima fază, toate cele 16 localități am făcut asfaltări. Valoarea grantului a fost de 100.000 de euro. Efectiv, mie mi-ajungea 100.000 de euro pentru a asfalta nici jumătate din satul Valea Beciului. Am făcut împrumut în bancă de încă 100.000 de euro și am reușit să finalizez tot satul Valea Beciului prin programul obținut prin gal de asfaltare. Este un program frumos, a schimbat fața satului, a crescut valoarea de investiție în satul Valea Beciului și anul care vine îi facem în 2000, nu, anul ăsta îi facem recepția finală de program. Este dificil pentru primărie să atragă fonduri europene. Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați? Nu este dificil din punct de vedere al administrației publice locale. Dificil este în
a înțelege cei care implementează programele respective, care vin cu granturile respective, să înțeleagă necesitatea și nevoile localităților. Destul de stufoasă documentația. Problema care o întâmpinăm în metodologia de aplicare a fondurilor europene se spune una, în momentul în care vin fondurile în România, noi ca români ne batem cu ei în talpă. Aplicăm niște metode, venim cu niște îmbunătățiri care practic îngreunează absorpția de fonduri. Din punctul meu de vedere, problema asta se discute și la Asociația Comunelor din România. Cele mai multe probleme sunt legate de birocrația de la guvern. Dacă ar pleca urechea puțin guvernul către localitățile rurale, cred că s-ar îmbunătăți și am putea avea posibilitatea să atragem cât mai multe fonduri europene. Se cer niște probleme în care ești pus în imposibilitatea de a le aplica. De exemplu, pe 7.2, pe GAL, s-au cerut la asfaltări. Deci, metodologia europeană nu prevedea să avem obiective private de 1 milion de euro în localitățile respective. Aici s-au încadrat 3-4 localități din Franța, care au avut obiective private de 1 milion de euro. Nenorocirea este că drumul respectiv care trebuia să-l asfaltez trebuia să treacă prin fața obiectivului. Ori cel care au implementat programul de 1 milion de euro, fiți sigur că l-au făcut toți apropiat de drumuri asfaltate, căi de acces cât mai bune pentru obiectivul respectiv. Și niciuna din localitățile de Vrancea n-a beneficiat de punctajul pe măsura impusă de guvernul român. Deci n-a fost cerut de Uniunea Europeană măsura respectivă.